2021, am lucrat celor care încă mai sunt în sărbătoare. Avem... Supun la vot ordinea de zi și la suplimentare avem încă trei proiecte de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Supun la vot aprobarea procesului de bază în ședința din 20.10.2020. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Domnule președinte, să începem cu punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului bursilor de performanță, de studii, de studii și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență din orașul public Târgu Frumos, care se acordă în anul școlar 2020-2021. Inițiator prin primul dat în România. Da. Știți, până anul ca bursele erau de 45 lei. Avem o hotărâre numărul 1064 din 4 decembrie 2020, în care bursele de performanță, de merit, de studii și de ajutor social se impun să fie de minim 100 de lei. Dacă sunt discuții despre așa cum am prezentat și colegilor din Comisia de Învățământ, știți foarte venit și anul trecut am susținut ideea ca ele să fie diferențiate. Deci avem un amendament, dacă se poate, măcar bursa de performanță să fie de 120 de lei, celelalte rămân de 100, în felul ăsta dând un semnal că sprijinim cu adevărat performanța. Mulțumesc. Dar în comisie s-a discutat, am dat și eu cu compartimentul de contabilitate, vă dați seama că valorii s-ar dubla, poate mai mult. O să am hotărât, dumneavoastră o să se pune la vot, dacă se poate ține cont de acest amendament cu bursele de merit să fie majorate la 120 de lei, dar eu cred că impactul este deosebit de la 45 la 110 lei. Așa este, în schimb, ele, după cum vă aduceți aminte, au fost 2 ani care am propus majorare. Noi le-am ținut la aceeași valoare. Sunt OAT-uri unde la ora actuală sunt la... Nu vorbim de Iași sau vorbim de... Vorbim de orașe similare, unde sunt la 150, 170 de lei. Nu cred că este un efort atât de mare, pentru că nici, cred că, majoritatea sunt cele sociale și cele de studiu. E vorba doar de a încuraja și le dau un semnal pentru performanță. Sunt încurajat, dar dumneavoastră, ne mai fiind în Comisia Economică, ați cam pierdut valorile, bugetele și astea. Noi nu am pierdut nici domnul primar. Și nu foarte bine. Fiți liniștit că o să monitorizăm cum trebuie și din Comisia de Învățământ, bugetul și... Mai sunt mai mulți care au monitorizat și îmi cer scuze. Da, supuneți la vot amendamentul domnului. Ce este pentru a majora bursa de merit, de performanță, de la 100 la 120 de lei? Cine este pentru? 5. Împotrivă? Abține? Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă?
Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea postului mediu lunar de întreținere a contribuției părinților sau reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșa din administrarea unității administrative teritoriale a orașului Târgu Frumos, precum și stabilirea alocației zilnice de hrană în anul 2021. Da, am avut varietățile făcute de luna septembrie, dacă nu cumva anului 2020, referitor la preț, că nu se mai încadrau cei care distribuiau hrană la creșă și am spus că ne pare rău, contractul se va avea până la sfârșitul anului 2020, vorbim după anul 2020, începutul 2021. Și aveți rămas acolo justificări care, într-adevăr, nu s-a majorat cu prea mult, e vorba de 2 lei pe copil pe zi. Și avem pentru părinți, de fapt, modalitatea de a plăti este cea din anii anteriori. Dacă se discutim de ce trebuie. Acum, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrării scolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pe rata administrativă teritorială a orașului Târgu Frumos, județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022. Da. Rețelele școlare din învățământul de universitar a rămas cele din anul școlar 2020. Liceul Teoretic Ioane Curce, Liceul Tehnologic Petru Rareș, Școala Gimnazială Garabete Băileanu, Școala Gimnazială Ion Creangă și credința cu program prelungit. Nu s-a modificat de când a venit discuție. Suntem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 5. Proiectul de hotărâre privind revizuirea și consolidarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, numărul 48 din 2009. Inițiator de documentare. Da, avem un proiect de hotărâre. Articolul 1 se aprobă revizuirea, modificarea și actualizarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice alimentare apă. Articolul 2. Se aprobă forma consolidată a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de apă și canalizare. Articolul 3. Se aprobă mandat special. Adunările generale a SACE, revizuirea, modificarea și actualizarea contractului de delegare. Articolul 4. Se acordă mandat special să semneze reprezentantul asociației în numele și pe seama orașului Târgu Frumos. Articolul 5. Se acordă mandat special să aprobă din adunare generală a SACE forma consolidată a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare numărul 48/2009. Articolul 6. Se acordă mandat special domnului Vataman Ionel, în calitate de primar al orașului Târgu Frumos, pentru ca numele și pe seama orașului Târgu Frumos se termineze forma consolidată. Articolul 7. Punerea pe care prezidenții hotărâi va fi atribuită de ASACE și APA Vital. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării temporare a administrației, a destinației imobilului Casa de Cultură, Garabete Brăileanu, Târgu Frumos, inițiator, domnul viceprimar Alexa Ivan Brăileanu.
de la prefectură, s-a primit o adresă, în temeiul unei hotărâri de guvern, 1031, în 2020, privind aprobarea strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România și a prevederilor ordinului comun 217, 1223-4380-2020, privind stabilirea normelor prin autorizarea organizării funcționării centrului de vaccinare împotriva COVID, precum și datele centrului de vaccinare pentru populație stabilit de pe raza oate, a fost solicitat acordul orașului Târgu Frumos în calitate de proprietar a imobilului Casa de Cultură Gavetiu Reian, pentru schimbare temporară destinației curente a imobilului suspensionat din Casa de Cultură în centrul de vaccinare pentru populație. Și să solicită aprobare pentru schimbarea acestei destinații temporare. Vreau să discutăm pe acest punct. Să punem la vot. Cine este pe acest punct? La numărul 7 avem un propunere ca o analizare a plângerii prealabile și condamnate de preot parohul Dragul Nicolae, reprezentantul legal al parohiei Sfânta Fulgeată Parascheva, pentru revocarea hotărârii numărul 118 din 26 august 2020, adoptată de Consiliul Local al orașului Târgu Frumos. Și o să dau citire unei argumentări pentru respingerea propunerii, pentru că eu am fost inițiator la proiectul 118 din 26-11. Din punct de vedere a legalității, menționăm că orice act administrativ se revocă de către aceeași autoritate impermanentă, respectiv Consiliul Local al orașului Târgu Frumos, a aprobat în condițiile legii prin HCL 118 din 26-11-2020 revocarea prin hotărâre de Consiliul Local din 14 din 28-1-2016 privind darea în administrare prin folosință gratuită parohiei Sfânta Fulgeată Parascheva asupra imobilului înscris în cartea funciară numărul 662-217 cimitirului ortodox situat în strada Eternității numărul 34C. Din punct de vedere al oportunității, hotărârea de Consiliul Local 118 din 26-11-2020, aceasta își propune armonizarea hotărârii Consiliului Local din data de 14 din 28-2016, în acord cu noua legislație în vigoare, respectiv cu nouă cod administrativ, prin ordonanța de guvern numărul 57 din 3-7-2019, inclusiv cu legea cimitirilor. Astfel, ulterior emiterii hotărârii de privare a cimitirului prin hotărârea Consiliului Local 118 din 26-11-2020 se va propune trecerea din domeniul privat în domeniul public a cimitirului. Prin hotărârea de Consiliul Local, ulterior se va propune spre aprobarea un regulament de organizare, administrare și funcționare pentru cimitirile care fac parte din domeniul public al orașului Târgu Frumos. Se va propune modificarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului, capitolul 9, compartimentul administrarea patrimoniului avându-se în vedere introducerea de noi atribuții prin administrarea cimitirelor. În această perioadă, primăria și Consiliul Local vor face sistematizarea spațiilor cimitirilor prin amenajarea aleilor, luminarea, reabilitare, capelă și altele. Dacă sunt discuții. Acest punct. Am numai un pic ca să exprimare, rog cei mai apropiați de Părintele Dumnezeu, că urmarea acestor aspecte și având în vedere că nu există niciun termen legal care să se subscrie interesului de revocare a hotărârii din anul 2016, vă solicităm să luați act de procedura prealabilă inițiată și să dispuneți de îndată revocarea. Să-i spuneți că, după cât de realizez eu, primăria nu este sub tutela Fulgeatei Parascheva. Fulgeata Parascheva este sub parohia Fulgeatei Parascheva. Deci nu să vină cu de îndată, ca și cum
nu mai avem ce face, trebuie să forțăm să revină părinții să dețină acel cimitir. Dar noi deja am identificat 26 de locuri care sunt rezervate. Săptămâna viitoare vor primi adrese prin care trebuie să facă un așa pe încât se renunță. Sau, dacă nu, trebuie să vină să argumenteze cu, nu știu, chitanță sau modalitatea prin care s-au rezervat acele locuri. Dar spune-mi, Mago, cine este pentru revocare? Hotărâri numărul 118 din 26-19-2020. Împotrivă? Cine? Mai avem trei puncte. Privind aprobarea punctului numărul 1, suplimentar numărul 1, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din cadrul documentației tehnice pentru definiții excluderii rețelei de canalizare pe străzi de Sfânta Babuieț, Adâncata, Oborului Unirii, Drum Lateral, Oraș Pădui Frumos, Județul Iaș. Inițiată să vă mulțumim. Vrem să vă demonstrăm încă o dată că noi chiar lucrăm și suntem transparenți. Datorită faptului că ați fost atât la locale, cât și la parlamentare și ați bântuit aceste două cartiere, în special Luca Vaureț și Adâncata, vrem să, și le-ați promis că, într-adevăr, o să faceți canalizare și apă, până la urmă, noi să fim aia care o să ne ținem de cuvânt, sau dacă și dumneavoastră o să căutați să fiți de partea noastră, o să fiți de acord. Această investiție este în jur de 1 milion de lei. După cât am observat, nu este vorba numai de pe Luca Vaureț și Adâncata. Crada Oborului Unirii, Drum Lateral, Oraș Pădui Frumos, sperăm că vom reuși să terminăm cu canalizare în oraș. Starea toată lumea să beneficieze că încă constăm în civilizație la noi canalizarea și înțelegem că datorită bântuirii noastre nu s-a rezolvat această. Da, și noi am luat act de bântuirii. Mulțumim că ați preluat inițiativa și cred că locuitorii nu cred că îi interesează cine și cum. E vorba de o minimă chestiune în anul 2021 de a le asigura niște condiții de viață decente într-un oraș în anul 2021. Mulțumesc! Și am preferat alt termen decât bântuit, dacă a fost necivilizat. Dar așa mi s-au... Am ajuns noi în cartier și exact așa... Ați bântuit și exact așa mi s-au exprimat cei din Luca Vaureț. Au venit de aia și au bântuit pe aici. Și ne-au promis că, și am zis că stați liniștiți, că dacă o să fie să vă facem, tot noi o să fim aia. Ei, dumneavoastră, ca primar, puteați să folosiți un alt termen. Dar de unde aveți să știu că mai sunt primar? Acum știți. La locale acolo? Acum știți. Acum era primar. Dacă nu se discuție, spune-mă cu cine este pentru. Împotrivă, abține. Suntem la punctul suplimentar 2, proiectul de hotărâre numărul 27/2020 din 15/2021, privind aprobarea bugetului estimat necesar organizării manifestărilor dedicate zilei 1004 românești, în data de 24/2021. Inițiator, doamna primar. Da,
Pentru început, chiar de la ședința din decembrie, mă gândeam să nu facem absolut nimic, dar ținând cont că s-au mai, ne-a mai erisit un pic cu pandemia asta, nu mai, nu simțim noi chiar la un nivel așa de mare, am zis, trebuie să ținem cont de această zi a Unirii, 24 ianuarie, și o să achiziționăm niște coroane și o să căutăm să pregătim niște pachete cu tradiționala mâncare pasole cu cărnați și împreună cu ajutorul celor de la ATPS să fac o listă să mergem să nu o să merg eu, dar o să mergem și o să le distribui la familii, la copii nevoiași. Oricum nu o să facem adunare pe explanadă sau o să duc pe la spital, unde o să, ca să nu o treacă chiar de nevoie să festivitatea de depunere este oficială? Este o oră stabilită? Nu. Noi o să le depunem neoficial, o să, la fiecare, o să fie patru, am înțeles, da? La Ion Nicolae, explanadă, intersecția și la cinci. Bănuiesc că depuneți una și din partea Consiliului Local. Ar trebui să știm și noi ora să putem merge cu dumneavoastră, păi, ca și consilier local. Atunci putem face pe următor. Dacă nu ați vreți să vă adunați, să faceți, nu știu, noi ne punem la dispoziție aici pe ori. Deci vin o coroană din partea Consiliului Local și noi, ca și consilier, am vrea să participăm, nu? Cu distanțare, cu respectare. Dacă puteți să le spuneți ori. Din partea Consiliului Local, dacă credeți că sunteți, poftim să le regăsiți pe, în holul primării și mergeți să le depunem. Dacă credeți că le vom... Noi nici pe 25 octombrie nu am depus... Am delegat doi oameni cu mașina și trei cu mașina, au fost și le-am îmbrăștat. Le-am depus. Dacă țineți la imaginea dumneavoastră sau păreță, puteți să participați. O să vă anunțăm o oră când o să depunem. O să fie doi băieți, probabil, cât era sectorul gospodăresc. Și o să mergeți dumneavoastră. Asta e. Dar mai sunt discuții. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abține. Punctul 3, suplimentar, proiectul hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 5 din 29 aprilie 2020, pentru stabilirea cuantumului chiriei pentru terenurile și pășunile închiriate, ale devenției terenurilor concesionate, a obligației de plată pentru terenurile ce reprezintă dreptul de superficie pe zone și grupe ale orașului Târgu Frumos, cuantumul chiriei pentru locuințele ANR, locuințele fond locativ vechi, locuințele sociale închiriate, pentru anul 2021, în conformitate cu indicele de inflație. Inițiator, domnul viceprimar, adică domnul. Da, Institutul de Statistică și Direcția de Statistică Iași, ca fiecare an, primit coeficient de inflație, anul acesta fiind de 2,06%, și în ceea ce duce la majorarea cuantumului chiriilor pentru teren, pășuni, care devenite terenuri concesionate, cuantumul obligat de plată pentru terenuri ce reprezintă drept de superficie pentru anul 2021, redevență la cabinete medicale pe anul 2021, precum și chiria locuințelor ANL, locuințe fond locativ vechi, cu procentul menționat. Acest proiect al suplimentare 3, datorită faptului că ieri, 14 aprilie 2020, am primit acest raport de la Direcția de Statistică și am zis că să ținem cont, iar nu lăsăm pentru luna februarie, că
O să-l trimitem imediat după ședință, o să-l trimitem la ceilalți statistici. Ne-am solicitat cât mai repede și până de asta este început de an și trebuie modificat. Într-adevăr, taxele chelii, pășuni, teren, ANL-uri și concesiunile. Dacă mai sunt discuții pe telefon, spune-mi văd cine este pe urmă. Domnul Pătăreu, că vă anunțăm telefonic sau cineva de acolo să vă cumpărăm.